Salutare tuturor și bine v-am găsit cu un nou tutorial. Astăzi o să vă arăt cum puteți sparge o parolă wireless. Este foarte, foarte simplu. Folosim un program numit River din suita Backtrack 5. Aveți nevoie de o rețea wireless, de preferata voastră, pentru că acest tutorial este în scop academic. Deschideți terminalul din Backtrack și urmăriți pur și simplu instrucțiunile din terminal, că este mai simplu așa. Mai întâi vă asigurați de sigur că aveți River instalat, după care aflăm cum se numește placa wireless, în cazul nostru WLAN 0, și o punem în modul monitor. După ce am făcut asta, o să începem să căutăm după rețele wireless din zonă și o să folosim comanda aerodump ng. Și nu uitați să puneți numele plăcii de rețea. După care o să apară mai multe rețele din zonă. Eu le-am făcut neclare ca să nu vedeți voi aici ce rețele am și ce o să sparg. Și din lista aceasta puteți să copiați un BSSID cu Ctrl-C. Ca să opriți procesul de căutare puteți să apăsați Ctrl-C, desigur. Și folosiți comanda river liniuță I, mon 0, așa se numește acum placa de rețea, liniuță B, și dați paste BSSID-ului, liniuță V, V. Acum este un simplu proces de așteptare, trebuie să se folosească un atac de tip brute force pentru a afla parola rețelei wireless, proces care poate dura de la 2 la 4 ore, deși teoretic în documentație scrie undeva de la 5 la 10 ore. Asta a fost tot, eu vă mulțumesc pentru atenție și până data viitoare, mult noroc!